La plimbarea de astăzi suntem în zona casei radio, pe General Bertlau, de fapt pe strada de lângă General Bertlau. Vom da o tură în jurul Cismigiului. Sunt niște case foarte frumoase în zonă, unele sunt foarte îngrijite, celelalte prin contrast sunt total neîngrijite. Și sunt câteva și sunt și câteva clădiri noi. O casă cu o arhitectură interesantă, probabil chiar putea fi un monument istoric lăsat în paragină. Exact ce spuneam mai devreme, o proprietate care arată minunat, lăsată de izbeliști. Era un joc când eram eu mic, de trebuia să pui niște cugulețe în așa fel încât să nu cadă. Cam așa cred că s-a întâmplat și aici. Colegonistul spune că aici dintotdeauna a fost Ministerul Învățământului. O chestie foarte interesantă, vedeți în partea aceea de acolo, este o curte de lumină, în caz că cineva se lipește cu o clădire înaltă la calcan, astfel apartamentele de acolo au o lumină naturală. Ce chestie interesantă, toată bucata de aici este de fapt un perete imens de sticlă, din cărămidă, dintre aceea de sticlă. Și nu mi-aș fi dat seama dacă nu mă uitam cu atenție. Se putea să ne plimbăm în zonă și să nu arătăm și acest minunat palat?
Încheiem plimbarea de astăzi din jurul Cismigiului, în fața Catedralei Sfântul Iosif, un monument de o frumusețe rară. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!